Știm și recunoaștem sau nu că la momentul ăsta 10% din fondul forestier național nu este, nu are bază și nu este administrat. Vorbeam cu toții aici de declinul sectorului forestier și dumneavoastră ați adus în discuție un an de referință, anul 2005, când, și o spunem cu toată responsabilitatea, a fost elaborată acea lege generică numită restituție in integrum, altfel lăudabilă ca principiu, dar din 2005 și iată că suntem în 2016, timp de 11 ani, această suprafață neadministrată și nepățită a crescut gradual, fără ca individual sau toți la un loc să găsim soluții la această problemă. Mulțumesc! Da, și eu. Da, vă salut și eu. Numele meu este Stelian Dolhar și sunt membru Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților. Mai puțin pătimași astăzi. Deși, în, hai să-i spun, ultimul an, să știți că a fost unul dintre parlamentarii care au încercat să încurajeze Ministerul Mediului, să-i spun să îndrăznească mai mult. Mai ales pe acest segment, segmentul forestier, care a fost întotdeauna greu încercat. Astăzi, ascultându-vă pe dumneavoastră, îmi dau seama că avem niște probleme mari de tot. Adică, să auziți că hectarul de pădure în România astăzi se vinde cu o sumă de sub 1000 de euro. Păi mă întreb, dar unde în Europa sau în lumea asta se mai vinde la prețul ăsta? Derizor. De ce? Pentru că presiunea, probabil, de-a lungul timpului pe oamenii ăștia a fost atât de mare, încât, efectiv, îl dau să scape de el. Să scape de el. Vă dați seama unde am ajuns? În 2016. În 2016, ca oamenii ăștia care, pentru care proprietatea era sfântă, să ajungă să gândească așa. Asta e vina noastră, a tuturor. Aici am ajuns. Pe de altă parte, doamna ministru, secretar de stat, indiferent de guvernarea care a fost în România, am spus întotdeauna că fără dezbatere publică, gata corporația. Gata! Am spus-o. Am spus-o și asta o să spun până când o să mai fac politică în țara asta. Nu poți să vii peste noapte cu ordonanță fără ca să nu consulți sistemul ăsta forestier. Pentru că ei sunt nu beneficiari, ei până la urmă trebuie să aplice tot. Aia își produce efecte din secunda a doua, nu după. Și am acuzat guvernele anterioare, politice, că au dat prea multe ordonanțe, indiferent care au fost. Ordonanță peste ordonanță, că l-am putea guverna numai cu ordonanță, fără inițiative legislative. Asta cred că e de datoria dumneavoastră să-i chemați la masă pe acești oameni și să vă sfătuiți mai mult, o lună, cât o mai fi, două luni, sau cine știe. Dar clar că nu se poate. Lucrurile de calitate, lucrurile de durată nu se pot face altfel. Și aici nu mai facem politică. Astea le știm cu toții. Așa sunt, așa dăinuie. Păi dacă așa dăinuie, haideți să avem un început așa. Mă aștept de la dumneavoastră să le faceți. Pentru că guvernele politice n-au fost în stare să facă. N-au fost, indiferent de culoare. Nu le-au făcut. De asta aveam așteptări și am așteptări de la dumneavoastră mai mari decât de la ei. Sau de la el. Pe de altă parte, cifra asta, cu tăierile astea ilegale, e foarte mare, dacă e adevărată, avem o problemă mare pe tot. Eu nu știu, aș recomanda încă un studiu. Încă un studiu care ori să certifice cifra asta și să zică asta e. Din 2000, nu știu cât, până atunci atât s-a creat în România. Și grav. Să nu mai judeze sistemul ăsta de ultimul, de fabrici și așa mai departe, să vină străinii să-i întrebe, da, materialul ăla pe care l-ați folosit e furat sau nu e furat? E ilegal sau nu e legal? Că suntem de toate genele.
perioada imediat următoare, deși timpul este scurt, va trebui să comandăm, nu știu, axat pe niște date, pe niște cifre, pe ceva, să-l mai avem cu care să le batem și cu care să venim împreună iar cu ei. Și pe urmă, dacă asta e, o spun încă o dată, cu riscul de a mă repeta, e grav. Încheie aici, spun după că, haideți să o trecem totuși prin această dezbatere. Și după ce ajungem la un consens, e nevoie de sancțiuni. E nevoie, nu se poate altfel, sistemul nu funcționează altfel, asta o știm cu toții, ei o știu mai bine decât noi. Dar, punându-ne de acord,